tratăm foarte serios această etapă de cupă, Cupa României în general. Știți că avem anii trecuți am pătruns și am ajuns destul de departe în cupă, în 16 în optimi. Tratăm și acest meci foarte serios, sperăm să obținem victoria fără niciun fel de probleme. La 3 zile după meciul de cupă de la Păulești, Chindia va debuta în campionatul Ligii a doua, acasă contra Universității Cluj. Președintele Roșialbaștilor, Marcel Ghergu, spune că atmosfera în lot e una pozitivă și că s-a încheiat campania de transferuri. Martac, Liviu Mihai, Ene plus 3 fotbaliști de la Viitorului Hagi sunt noutățile de la Târgoviște. Atmosfera este una bună, optimistă. Așteptăm cu nerăbdare începerea de campionat pentru că, spunem noi, ne-am pregătit bine. Suntem în grafic, dacă pot spune așa, echipa se mișcă destul de bine, sperăm să obținem rezultate bune. Mai vine vreun jucător? Nu mai vine niciun jucător, nici nu cred că va mai pleca nimeni, acesta va fi lotul cu care vom aborda ediția de campionat 2015-2016.